Petre Neamțu, dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, s-a născut în zi de 4 februarie 1950 în satul Lunga, raionul Florești. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, iar mai apoi și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu. A fost dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Hora și Veselia, iar din 1985 devine director artistic și dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Orchestra a fost fondată de către maestrul Dumitru Blajinu. Preluând activitatea de aici, Petre Neamțu a mers pe urmele marelui lăutar, înregistrând aproape tot folclorul nostru, despre care susține că trebuie păstrat cu mare grijă. Multe țări din Europa și-au pierdut folclorul și și-au pierdut identitatea, de fapt. Pentru că dacă nu-ți păstrezi limba, nu-ți păstrezi folclorul, pierzi cel mai important ce are un popor, de fapt. Petre Neamțu a colaborat cu artiști valoroși de pe ambele maluri ale Prutului și a promovat mereu tinerii interpreți. E dovada că își cunoaște misiunea și vrea continuitate pentru cântecul nostru popular. Am înregistrat foarte multe piese, pierle folclorice, aș spune, pentru că sunt chiar și cântăreții de bază, Veronica Mihai, Tudor Negară, care a avut extraordinar de multe cântece. Negară nu mai a avut vreo 300 de cântece înregistrate la radio. Am înregistrat cu absolut cu majoritatea cântăreților de muzică populară care sunt acum vestiți, dar și cu mulți cântăreți care au început cariera, anume cu Orchestra Folclor. Petre Neamțu a studiat acordeonul. Deși mai rar avem ocazia să-l vedem cântând la acest instrument, cu mai mulți ani în urmă, echipa Televiziunii Naționale a mers la dirijor acasă, unde a surprins momente unice care s-au păstrat în arhive. Orchestra de muzică populară Folclor s-a transformat peste ani și în una de concert. A reușit să acompanieze participanții și invitații la mai multe festivaluri concurs din Republica Moldova și România, Crizantema de Argint, Crizantema de Aur, Maria Tănase. Spun toți cei care îl cunosc că Petre Neamțu este un fenomen în muzica noastră și om mare. A reușit de-a lungul timpului să păstreze colectivul orchestrei, grație caracterului și inteligenței pe care o are. Din anul 1985 și până în prezent este conferențiar universitar la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Este autorul și aranjorul multor creații pentru orchestră, autorul manualelor și a culegerilor de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale și instrumente solistice. În 1989, Petre Neamțu devine artist emerit din Republica Moldova. În 93 obține meritul civic. În anul 2002, Ordinul Gloria Muncii. Iar în 2010, devine artist al poporului. La mulți ani, Petre Neamțu!